Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Am rugămintea, primim foarte multe telefoane în regie. Am rugămintea la telespectatorii noștri să sune doar pe tema emisiunii. Vă promitem, în schimb, că vom aduce în fiecare emisiune cât un alt primar, dacă vom avea timpul necesar, pentru a răspunde la problemele cetățenilor. Sunt foarte, foarte mulți oameni care sună să semnaleze una sau altă problemă pe care aceștia o au în comuna din care fac parte. Domnule Filip, spuneam că revenim cu dumneavoastră imediat după publicitate și vreau să vă întreb cu ce se îmbogățește Adâncata sau ce va avea în plus odată cu semnarea acestei asocieri cu zona metropolitană și vorbim de cele 8 comune și orașe care au semnat. Am spus că am fost întru totul de acord și eu și Consiliul Local și am discutat și cu o parte din cetățenii din comuna Adâncata arătând importanța acestei asociații de dezvoltare intercomunitare și deocamdată nu putem spune că avem vreun avantaj. Așteptăm 2013, 2012, 2013 să vedem cum putem concretiza ceea ce avem de gând, adică strategia aceasta de dezvoltare cu mai ales cu municipiul Suceava. Ca să înțeleagă toată lumea și dumneavoastră despre ce este vorba și de ce dăm o importanță așa de mare acestei asociații, vreau să vă spun că în comuna Adâncata am început din 2007 un proiect de alimentare cu apă. Se derula prin fonduri guvernamentale. În 2011 n-am mai primit niciun leu. Investiția este aproape de jumătate. Spuneați dumneavoastră că momentul, nu se primesc bani din mai multe motive. În momentul de față îi spre degradare. Deci, practic, investiția care s-a început în 2007, în momentul ăsta se duce pe apa sâmbetei. Se duce pe apa sâmbetei și o parte s-a dus, pentru că, așa cum vreo lună de zile o arătat despre Adâncata, despre proiectul acesta de alimentare cu apă la TV Bucovina, așa niște... Dar, o spun cu mâna pe inimă că cel, domnul... Nu contează, nu are importanță așa, că nu promovăm oameni care nu complet, merită. Complet, pentru că nu știa despre ce e vorba, de un șanț acolo, de un canal, de nu știu ce. Mă rog, a fost treaba lui, căuta niște în fine. Lucruri, așa, sau cai morți să-l ia potcoavele. Mai departe, eu am în Adâncata școala de centru. Da, știu foarte bine că am făcut descoperită. Păi da, dar aia nu ține de dumneavoastră. Eu știu că aia ține de Inspectoratul Școlar Județean. Așa este, se derulează prin Inspectoratul Școlar, dar eu sunt primar acolo. Așa este, lumea la dumneavoastră vine. Absolut. Să sperăm că acum odată cu asocierea... Toată lumea mă întreabă, domn primar, dar cu școala ce faceți? Pentru că eu acum cu fonduri proprii, pentru că tot așa un proiect cu reabilitarea căminului cultural a căzut, am căutat să reabilitez, să-l prepar așa, cât am putut acolo așa. Oamenii au văzut, domnule, s-a făcut ceva. Domnul primar, hai să acoperim și școala, hai așa, de unde? Nu-i. Da, așa e, nu sunt. Școala de la Fetești în aceeași situație este din 2007. Acum s-a reușit să termine sala de grădiniță, încă o sală. Mai trebuie câteva sute de milioane acolo pentru grupurile sanitare și acolo scăpăm spre un trai mai bun. Văd în proiectele pe care Adâncata le are în acest moment alimentare cu apă, canalizare, construirea unei stații de epurare, înființarea distribuției de gaz metan, efectuare... Nu, asta a căzut că era cu utilități și mediu. Și e mort. Bun. Dar modernizarea iluminatului public? Modernizare s-a făcut. S-a făcut deja? S-a făcut. Eu știți ce mă gândeam? Că vă dă odată cu semnarea asocierii de dezvoltare intercomunitară, vă dă primarul Ion Lungu Stâlpi, care a scos din Suceava și nu, la extinderea orașului. Domnul primar Lungu, prin asociația asta o să ne ajute
cu, sperăm, cu gazul metan. A promis. Cu transport. La o discuție așa, nu... Neoficial. Nu oficial. Am înțeles. Da. Și... Bun. Sunt câteva proiecte. Sperați, noastră ca și primar, care vreți binele, evident, al comunei, odată cu intrarea în zona metropolitană, să le puteți duce la îndeplinire. O serie să le pot duce la îndeplinire, dacă nu le iau pe... Le luați așa... pe cont propriu. Treptat și să le faceți tot noastră. Exact, domnul Andriciu. Bătrânește așa, ca la 62 de ani și le ducem ușurile. Făcute încet. Știți cum e? Împreună, cu treabă bună. Împreună cu oamenii din sat. Domnul Andriciu, am văzut proiecte pe șcheia de Mirău. Câte s-au făcut, câte nu s-au făcut, ce se face, ce-i în drum, ce-i... Cert e că sunt foarte multe proiecte de dezvoltare. Bine, dumneavoastră acolo aveți și un pic mai mult noroc cu toată zona industrială și așa mai departe. Este foarte mult. Eu am strategie de dezvoltare și până în 2013 un document care este carte de căpătăie a Consiliului Local și a primarului și am prins acolo strategie de dezvoltare, lucruri palpabile care sunt realizabile. În primul rând, eu pot să vă spun că la Șcheia se îmbină cu Consiliul Local, că singur nu poți face nimic, așa se îmbină în mod armonios veniturile proprii, fonduri guvernamentale și fonduri europene. Domnul Filip nu dă degeaba din cap aici, îi dau perfectă dreptate. Știți de ce? Pentru că a spus fondurile proprii, fondurile guvernamentale și a început domnul Filip să vă aprobe și v-aș aproba și eu, credeți-mă că stăm și altfel. Din păcate așa e politica din țară. Deci nu, eu vă contrazic. Vă rog. Niciodată eu nu am fost la președintele Consiliului Județean să-i cer ceva. Am fost la președintele Consiliului Județean să-i dați. Nu să-i dau. Nu. De ce râdem și glumim. Domnul așa, primar, nu... A fost să mă consult. Dar dacă fiecare primar dintre noi ar merge pe site, sau dacă nu știm să mergem pe site, să punem un lucrător și ar vedea câte proiecte sunt, numai trebuie ca să faci studii de defensabilitate. Faci studii de defensabilitate și te bazezi pe persoane care sunt compatibile cu proiectul respectiv. Consultanță nu e apartament, ci consultanță, într-adevăr, să-ți pregătească documentația și să mergi mai departe. Vă întrerup o secundă și vă rog, domnule Filip, de fiecare dată când aveți nevoie, când simțiți nevoia să interveniți fără niciun fel de probleme, e o discuție atâtea liberă. Atâtea studii de fezabilitate am făcut că în 2010, în luna noiembrie, am avut conturile primăriei blocate pentru că am fost dat în instanță că nu mai aveam de unde să le plătesc. Auziți, domnul Andriciu, ce spune domnul Filip? Da, domnul eu îi dau Filip dreptate și eu sunt de acord, dar vedeți că trebuie să te împinzi că ți-i plapuma. Că ți-i plapuma. Și vă spun de ce. Și eu am făcut proiectul 1-2-5 și am dat chix. Am ridicat topo, am învățat și nu, mi l-a dat ineligibil. De ce? Pentru că eu am fost prost. Eu spun public. Pentru că am ales un consultant care nu era la valoarea comuniștiei. Vreați să spuneți că domnul Filip a ales consultanți care nu erau la valoarea comunei adâncată? Deci aduci consultantul, îi dai prin încredințare directă și faci niște greșeli care nu sunt admise. Tu nu ești specialistul. De aceea spun lui domnul Filip că trebuie să faci proiecte astfel încât studiile de defensabilitate să fie compatibile cu ghidul solicitantului. Vă rog, domnul Filip. Și atunci, vă spun că eu am 3-2-2 care nu, cum se spune, că dai la primare PDL. Eu vă spun foarte sincer. Am avut aceeași consultanță. Deci nu, eu nu numerizez. Deci la proiectul ăsta la... O secundă. Aceeași consultanță și pe adâncata și pe, și pe șchea a fost aceeași consultanță? Sigur că da. Deci, bun, nici nu acuzăm că primiți fonduri din cauza culorii politice. Nu. Vreau doar să rămână de la... Vreau să vă spun așa. Da, președintele Flutur a spus fiecare primar să aibă câte un proiect. Că eu, Andrăciuc, am un proiect făcut pe măsura 3-2-2. Am făcut, m-am dus, nu a fost, nu a venit, am fost contestat.
Am fost depus contestație. Eu am luat proiectul, ce a fost aprobat în iunie, eu le-am luat în octombrie. Am făcut contestație și m-am bătut până la capăt pentru proiect. Ca să aduc beton și after school. Vă rog, domnul Filip, a doua problemă, dacă îmi permiteți. Au fost pe site, pe mediu, canalizare. Canalizare. Am făcut proiect pe canalizare și după unele zvonuri am proiectul aprobat de 1 milion de euro. De unde sunt zvonurile? Mă ucide gazul în Șcheia. Mă refer la școală și la primărie. Am făcut proiect tot pe mediu cu pompe de căldură care argumentează, l-am făcut la baza sportivă de tip 2 pe pompe de căldură din banii primăriei, am văzut că este rentabil și am făcut alt proiect pentru primărie și pentru școală. Și sunt două proiecte pe județ. Două proiecte pe județ. Eu sper să prind și acest proiect. Am făcut pe ordonanța 7, pe ordonanța cu bani guvernamentali. Și am prins bază sportivă de tip 2 la Sfântul Ilie. Deci, în concluzie, dacă primarul pune suflet în ceea ce... Eu nu cred că domnul Filip nu pune suflet în ceea ce face. Haideți să, domnul Andriciuc, trebuie să înțelegem încă de la început că nu putem compara comuna Adâncata cu comuna Șcheia. Este diferență foarte mare. Eu nu vreau să compar comuna Adâncata cu comuna Șcheia. Dar vreau să îl combat un picuț pe domnul primar. De ce? Pentru că am făcut pe mediu. Mi l-a respins. Și acum, ca să știți cu toții și să știe toată lumea, am avut în aprilie 2008 o aprobare de la ministrul Iorgulescu pentru un cămin cultural în satul Călugărea, în comuna Adâncata. Nici în ziua de azi nu s-a dat un leu. Deci... Bun. E un pic de diferență, nu? Da. Unde e diferența asta, Vare? Eu am spus, nu vreau să facem politică. Că primarul nu pune suflet? Nu, aici, domnul... Poate m-am exprimat eu greșit, fiecare primar e cu specificul comunii. Da, dar dacă e mult mai greu în Adâncata. Dacă te lupți pentru comunitate... Uitați-vă acum, eu am probleme cu agenții economici și cu... Deci, din punct de vedere estimativ, eu am încasări 85% la persoanele fizice. Deci, cetățeanul din comuna știe, este de bună credință, vine și mi-achită mie taxele și impozite. Inclusiv, în urma neașteptat, am probleme cu agenții economici. Nu din vina individului sau conducătorului unității administrative sau a societății respective, din vina situației care este acum. Și am încasări la nivelul de 49%. Problema mea care mă îngrijorează este că aceste societăți intră în insolvență sau dau faliment și atunci găsim soluții să-i prelungesc, să fac acte adiționale cu ei astfel încât să eșaloneze plata taxelor și impozite. Deci, la Adâncata, cum stați leu cu casa? Leu se strânge, nu 100%. Deci, aici nu avem probleme. Nu sunt probleme. Acolo se plătesc, oamenii sunt... Oamenii își văd de treabă, oamenii știu că sunt taxele și impozitele trebuie plătite mai devreme, mai târziu, cum poate fiecare. Deci, probleme nu avem deosebite. Nu. În privința asta stăm destul de bine. Bun. Mai rău stăm cu amenzile. Știu că aveți o mică problemă și la Șcheia, dar spuneți-mi, domnule Filip, problema este, deci vreau să termin cu amenzile. Da, vă rog frumos, de-aia am zis că vreau să terminați și eu și după aia să... Sunt oamenii de ordine, jandarmii sau eu știu așa ea. Am două cazuri, de exemplu, la Adâncata, în Burdujeni. Dom'le, și câte două amenzi la unul care stă cu mâna întinsă acolo. Două amenzi într-o zi. Îmi vin procesele verbale. Tank. Pentru o persoană să aibă 200 de milioane amendă, este foarte mult. Da, e mult. E foarte mult, mai ales ținând cont de vremurile în care trăim. Eu mă întreb cum dă drumul cel care semnează acolo, deci se face câte atâta un bordero, un proces verbal de ăsta
cu toate procesele verbale, un centralizator cu procesele verbale și Onofre Ilie, 10 îmi vin pe săptămână. Cum este puțin și exces de zel din partea... Prin asta justifică activitatea. Nu-mi pot închipui de ce se face treaba asta în halul ăsta. Domnule, ai prins că o stat cu mâna întinsă acolo. I-ai dat o amendă. Azi. Ce să fac cu el? El nu locuiește în comuna Adâncata. Are domiciliu acolo. Da. Are buletinul. Scos de când... Om veni 14 ani. Avem un cetățean care ne-a transmis un mesaj pe care aș dori să-l citesc. Acum l-am primit, acum îl citesc. Felicitări pentru emisiunile pe care le faceți și felicitări primarului Andriciuc pentru ceea ce a făcut cu privire la zona metropolitană. O asemenea hotărâre trebuie luată prin referendum local, nu cum vor mușchii lui Lungu și Flutur. Și pe Lungu, legat de exproprieri, să nu-și dea cu părerea, pentru că șcheienii nu sunt de peste apa Sucevei și își vor apăra pământurile. Un cetățean din Șcheia. Este mesaj transmis de către un cetățean din Șcheia, cum spuneam. Domnule Andriciuc, am văzut ceartă impropriu spus, în Consiliul Local, pentru că vorbim de zona metropolitană. Am văzut că este strategie de dezvoltare, dar revenind la zona metropolitană, consilierii locali se încăpățânează și dau mai multe argumente împotrivă decât pentru zona metropolitană. Noastră, cum decurg discuțiile dintre dumneavoastră și consilierii locali? Vedem că, de exemplu, la Adâncata, în primărie, dacă îmi dați voie să spun, între primar și consiliul local, comunicarea merge mult mai bine. Nu zic că la Șcheia n-ar merge. Destul de bine. Destul de bine. Oamenii s-au pus de acord. La Șcheia noastră sunteți pentru zona metropolitană, consilierii locali sunt împotrivă. Vă rog. Eu vă pot spune că la Șcheia este un consiliu viu. Sunt opinii, sunt păreri, iau hotărâri curte, clare. Deci, sunt cinstiți. Eu nu puteam să fac, eu nu-i Andriciuc chiar atât de superman să faci atâta în comună știe. Eu direcționez toate și sunt omul care țin legătura cu tot ce este în jurul Sucevii și în țara asta românească. La mine, la Consiliul Local, opoziția are părerea ei și dacă este constructivă, ridică mâna. Ceilalți care sunt de la guvernare, de la PDL, au și ei problemele și dacă constată că un proiect al lui Andriciuc sau un alt coleg nu este bun, au opinii și nu votează. Cum au constatat deja zona metropolitană. Așa. Deci aici a spus că au fost lipsă de comunicare. O să analizeze mult mai bine și la rece, astfel încât să nu ieșim în pagubă. Ce face Șcheia dacă tot nu se semnează, adică probabil că nu o să se semneze această asociere? Se descurcă Șcheia pe cum propriu? Să nu puneți întrebări tendențioase. Dar nu pun niciun fel de întrebare. Eu cred că comuna Șcheia o să fie în progres peste tot și la infrastructură. Domnul Covaș, eu îmi dau demisia dacă atunci când voi da banii pe funcționare și nu voi da banii pe investiții. La Șcheia, toți banii care merg, au țintă sigură. Investiții conform strategiei de dezvoltare. Am înțeles. Comuna Șcheia au oameni cu pretenții. Cu pretenții. Eu îi reprezint pe toți acești oameni și am obligația, în primul rând, morală, cetățenească, să-i duc la progres, nu la regres. Bun. Relația pe care o am eu cu prefectura, Consiliul Județean, societăți comerciale, agenți economici, alte localități din țară și de peste hotare, așa a demonstrat că primăria este bine conturată din punct de vedere economic, este bine conturată din punct de vedere financiar, este bine conturată din punct de vedere social, este bine conturată din punct de vedere religios și eu sunt mândru că îi reprezint, așa, și niciodată cât voi fi primar, pentru că
Ei m-au pus pe mine primar, nu-i voi face de rușine și în plus nu-i voi trage înapoi. Sunt foarte puține cazurile în care primarii reușesc să-și facă de rușine comunele. Eu sunt convins că e mesajul telespectatorului, nu mesajul meu. V-a felicitat pentru ce ați făcut acolo. Dar pe același considerent, voi merge mai departe. Am fost la câteva voxuri în comuna Adâncata. Când am filmat școala, știți că am trecut și pe la dumneavoastră, când am filmat acea școală începută cu inspectoratul școlar județean și așa mai departe, am stat puțin de vorbă cu oamenii și chiar dacă poate că nu-i bine spus, nu vă puteți lăuda cu foarte, foarte multe realizări, tocmai din cauză că culorile politice și asta e așa e mersul în țara la noi în acest moment, oamenii vă laudă, au cuvinte doar de apreciat la adresa dumneavoastră, domnule Filip. Toată lumea spune că sunteți gospodar, cum se și cere de altfel ca să fii primar. Ce proiect aveți demarate în curs, ce intenționați să faceți pentru locuitori? Sunt convins că oamenii vă sunt alături. Așa cred și eu, că oamenii sunt alături, cu toate că proiecte deosebite nu am făcut în perioada asta 2008-2011. Acum, în comuna Adâncata se derulează un proiect pe măsura 1-2-5. Balastăm 15 km de drumuri agricole. Se face o lucrare extraordinară, chiar vă invit să veniți, să vedeți, să filmați aceste drumuri. Să știți că multe comuni nu se pot lăuda cu drumuri în interiorul satelor, așa cum există în comuna Adâncata aceste drumuri agricole. Încă nefinalizate, dar în curs de finalizare, da. Așa, sperăm ca, adică până la sfârșitul lui noiembrie, proiectul să fie derulat, să se încheie și cred eu că am realizat o treabă extraordinară, având în vedere că utilajele agricole ieșeau de pe câmp, direct în drumul național sau în drumul județean, direct pe strada cu beton sau asfalt. Era un pericol. Așa este. Pentru că ieșeau cu mizerie, în urma ploilor. Acum însă, de la drumul județean, de la drumul național, 30-50 de metri se asfaltează. Există o zonă de protecție. Și consider că este o realizare extraordinară pentru comună. Spuneți-mi, vreau să fac o trecere din nou, venim ușor către această zonă metropolitană. Vreau să vă întreb dacă în momentul în care vi s-a propus sau ați auzit prima dată de zona metropolitană, ați fost de acord sigur că cu ideea. O trebuie întâi să înțeleg ce se cere. Ce înseamnă de fapt lucru care foarte mulți sigur oameni nu-l înțeleg. Da. Nu-l înțeleg. Ce se cere, ce se voia prin această asociere, care erau condițiile de participare, de înscriere la această asociere. Pentru că știți cum e, că dacă, de exemplu, totul este până la bani și mai ales la primari. Da. Primarul e mai ceva decât, zic eu, contabilul în privința zgârcenii și a cheltuirii banilor. Dacă se pune, de exemplu, să plătească niște taxe, niște impozite sau în plus, niște pentru, da, pentru asociere, pentru a participa la această asociere, sigur că oamenii veneau imediat și spuneau, da, alte impozite, alte taxe, vreau să lăsați-ne undeva. Vreau să citesc un articol apărut în presa locală. O iau pe scurtătură, nu o iau de la început. Domnule Andriciuc, zâmbiți. Întâlnirea a decurs foarte bine, mai ales în condițiile în care cel care se declara anterior cel mai mare dușman, cu ghilimelele de rigoare, al zonei metropolitane, și anume primarul de Șcheia Vasile Andriciuc, la care mulți dintre cei prezenți se așteptau să se declare împotrivă, s-a dovedit a fi în cele din urmă cel mai aprig susținător. De ce n-ați fost de acord de la început, domnul Andriciuc?
Păi pentru că nu știam care e treaba cu zona metropolitană. După ce m-am documentat, eu am fost primul care a spus, domnule, să merite să fie proiecte comune, dar să fie în avantajul comuniștei. Deci din start eu am pledat și voi pleda și în continuare. În momentul în care vom ajunge la concluzie că doar lista cu zona metropolitană este deschisă. Trebuie să explicăm mai mult, așa, trebuie să avem mai multe comunicare. Și atunci totuși aveți și consilieri locali PDL care nu sunt de acord cu zona metropolitană. Eu v-am spus, consiliul local la comuna Șchia este un consiliu viu. Nu este opoziție, toți fac politica comunii. Au ajuns consilierii la concluzia să nu voteze în momentul respectiv asociere la zona metropolitană, nu e nicio problemă. Să știți că n-am avut prea multe, cum se vehiculează, că am avut prea multe reproșuri să-mi scoată domnule, nu a putut, domnule, e lipsă de comunicare. Și cu asta o vedea mai departe. Bun, spuneți-mi avantaje, dacă dezavantaje, o vedea. Se vede. Considerați corect să se facă un, cum spunea și telespectatorul din Șchia, să se facă un sondaj în sat. Păi uite, asta înseamnă, spune-mi, tu ca și cetățean vrei, nu vrei? Doamna Comar. O să vă rog pe scurt și concluziile de final, trebuie să închidem emisiunea, s-a dus timp. Avem foarte multe, din păcate nu este timp niciodată. Vă rog. Poate sunt acuzat că eu nu prea am făcut adunări populare la Căminul Culturilor, le fac anuale, așa. Am foarte multă treabă. Nu dumneavoastră să le faceți, domnul Andriciu. Nu. Nu dumneavoastră, deci, calitate de primar. Dar niciodată nu o să fac adunări ca să instig oamenii sau să-i duc în eroare. La mine treaba e treabă. Eu sunt ales pe 4 ani, am strategii de dezvoltare, cunosc păsurile cetățeanului și mă duc mai departe. Sunt convins că nu pot să rezolv toate problemele 100%. Dar problemele de bază, problemele de bază comune, eu cred că într-un mandat, acum și le promit la Șchieni, așa, și în mandatul al treilea, deși mi s-au anunțat că nu mai o să ies primar, cetățeanul va spune da. Cetățeanul decide asta, domnul Andrei. Dar mă voi duce astfel încât să respect în tocmai hotărârii Consiliului Local și strategia de dezvoltare. Și dacă pun la capăt și adun la sfârșitul anului 2013 strategia de dezvoltare, veți vedea că o să fie o comună modernă, o comună care o să fie fiecare cetățean mândru că este din Șchia. Să ne anunțați, vă rog frumos, pe noi prima dată dacă vă decideți totul să, împreună cu Consiliul Local, dacă vă decideți să acceptați sau nu. Dar totul e transparent. Vedeți și curajul de a veni. Deci a fost o problemă la comuna Șchia. Am venit cu curaj, cu transparență. Asta este situația. De ce să fugim de realitate? Așa și cu proiectele. Nu le ți oferă la toată lumea. Dacă uitați-vă, de exemplu, acum eu sunt în tratative cu fondul de garantare, cu băncile, ca să fac împrumut pentru proiectul 322. Deci nu stăm cu mâna întinsă să ne dea cineva. Este o mentalitate prost înțeleasă. Dar găsește soluție. Domnule Filip, concluzia pentru emisiunea din această seară. Dumneavoastră sunteți deja în zona metropolitană. Treaba e bună. Da. Eu sunt la primăria Arâncată din 2000. Consider că din 2000 și până în prezent am muncit în slujba oamenilor, în interesul oamenilor din comuna Arâncată. Acest lucru îl voi face și în continuare. Poate cu mai mare succes, dacă se vor mai schimba niște lucruri, și cred că și în Arâncată o să fie mult mai multe proiecte, mult mai mult activitate din asta, sau mai pe scurt, mai multe investiții. Da, să ajute Dumnezeu și să sperăm că zona metropolitană, nu știm încă dacă este utilitate sau interes, dar sunt convins că ne vom convinge în cele din urmă despre ce este vorba. Vom trăi și vom vedea. Să ajute Dumnezeu, vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați, pentru prezența în emisiune. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne găsim lunea viitoare cu un subiect la fel de incitant. Nu uitați că soarele se poate reflecta și într-o mocirlă. Asta nu înseamnă că o face să strălucească. Așa că, domnilor, doamnelor, fapte, nu vorbe. La revedere! Corect.